Mașinile a doi locuitori din Comrat au fost făcute scrum weekendul trecut pe străzile localității. Primul incendiu a avut loc sâmbătă trecută în jurul orei 5 dimineața. Autoturismul parcat în apropierea unei case a luat foc, iar la fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. Potrivit ofițerului de presă al IGSU, Liliana Pușcașu, salvatorii au stins flăcările, dar acestea au afectat vehiculul aproape în totalitate. Astfel, din el a rămas doar un morman de fiare. A doua zi, aproape la aceeași oră și în aceleași circumstanțe, s-a aprins cel de-al doilea autoturism. În acest caz, salvatorii au fost alertați la scurt timp de la producerea incendiului, iar flăcările au reușit să afecteze doar motorul mașinii. Angajații IGSU investigează cauzele și circumstanțele producerii incendiilor.